Islands că se mai întâmplă povești de a suna un telefon exact și mai tare lumea a povestit ceva. Vă mulțumesc foarte mult. Numele meu e Vintilă Mihai, sunt redactor șef al revistei Litera 13 din Brăila și împreună cu Virgil, cu domnul Hugo și cu alții facem parte din mișcarea Litera 13, o mișcare prin care încercăm să mișcăm ceva în literatura locală. Sperăm să reușim. Astăzi sunt doi autori, așa cum bine vedeți și în cărțile prezentate și pe afiș. Din păcate, unul din autori, domnul Dan Moldoveanu, are o problemă medicală și nu a putut veni, dar vom vorbi despre cartea dumnealui și despre această completare a actorului prin scris, pentru că, după părerea mea, a reușit un roman foarte bun și merită să stea alături de noi la această masă. Despre Dan Moldoveanu și acest roman al său va vorbi domnul Hugo Mărăcineanu, artist plastic, îl știți foarte bine. Domnul Hugo, aveți cuvântul despre cartea domnului Dan Moldoveanu. Nu este la prima sa apariție, recidivează. Eu, ca să nu abuzez de răbdarea dumneavoastră, eu mi-am scris. Și sper că am cuprins destul de bine ceea ce vreau. Omul fără cuvânt e omul fără Dumnezeu. Deoarece realitatea este oglindită prin prisma dotărilor specifice individului, înarmat cu calități, cultură, știință, educație, sensibilitate, atunci realitatea oglindită va fi una personală și nu cea presupusă a fi reală. Scriitorul narează din adâncul sinelui ce s-a hrănit în timp cu idei, imagini, reguli, lupte, ori perioade de acalmie, firul venirii sale din inconștiența copilăriei spre asumarea lumii în care este unul din actorii ei. Geneza spune că la început a fost cuvântul. Cuvântul era la Dumnezeu. Dumnezeu era cuvântul. De ce la timpul trecut? Pentru că în prima parte vedem cum s-a pierdut. S-a uitat, ori am fost obligați să ne facem că am uitat cuvântul. Copiii sunt uimiți de păstrarea unor datini, așa, între cunoscuți, neamuri și vecini, datini de pomenire, de sărbători, dar nimeni nu le-a mai explicat originea și sensul primordial. Cei bătrâni și mulți, neștiutori, curg în virtutea timpului spre noua societate din care a dispărut cuvântul. Comuniștii l-au exilat pe Dumnezeu dintre oameni și nu au pus nimic demn să-l înlocuiască. Mult mai târziu ne vor forța să jurăm strâmb și să ne închinăm la idoli, partid, dogme, ideologie și icoanele celor ce au ucis în un mod de a trăi. Era atunci, la început, în anii 50, în care socialul era cântat, dar numai o parte, pentru că restul erau dușmani ai poporului, dejumuliți, torți, arestați și lichidați. Lumea a rămas fără repere. Nu radio, nu presă scrisă, nu educație creștină, doar îndemn la luptă și la ora de clasă. Maturii s-au retras în cochilia disperării, pentru că totul era al tuturor, dar mai ales prin reprezentanți. Etatizarea dezrădăcinase aristocrația, dar și clasa de mijloc, pentru că era libertate totală ca să te tragi de șireturi cu toți, toți erau tovarăși, erai liber să crepi de foame, să treburi pentru că n-ai cartelă de cumpăra haine, cu condiția să nu cârtești pentru că erai considerat dușman al poporului și al ordinii de stat. Nimic nu mai era la locul știut. Bordelurile au fost desfințate în orașul Port, dar continua să existe clandestini cu aceleași lucrătoare
și plecau dimineața la slujbă, se întorceau noaptea. Și auzeau tot felul de pățanii cu divorțuri, cu spargeri de nunți, cu bătăi și interese materiale și nu de morală și etică. Mahalalele s-au revărsat spre centru, acolo unde Corso a devenit un adevărat cazan cu smolă, gata să explodeze într-un furt, o bătaie, o răzbunare, o poștă, o razie. Și mai apare o lenuș pe lângă aceea care era și un nou seniorul pe lângă pitorescul personaj desprins din romanele cavalerești, nici pomeneală de școală de menaj, pension, ori institut de domnișoare unde se învățau manierele, dialogul, treburi gospodărești. Acum, toți la grămadă, școli mixte, fără deosebire de capacitate, religie, sex, ori vârstă. Trecuse alfabetizarea, așa ca să poată omul să citească scânteia, ca să scânteiască munca, că de era România liberă. Nu vă povestesc romanul, nici nu fac CV-ul autorului. Doar constat cum erau vremurile și în ce harababură socială trebuia să existe. Că hoțul era tovarăș cu milițianul, iar milițianul era tovarăș cu medicul și cu profesorul. Era așa o tovarășie să nu se vadă un pom, ori mai bine, bine zis, să nu plutească vreun cap pe deasupra, pentru că s-ar putea să fie exemplu, ori și mai rău să aibă dreptate. Ori dreptatea și adevărul erau doar în statutul de partid, prefala și mărirea secretarilor. În această lume copilul parte colibă, dar nu știe nici sensul, nici origine. Merge pe furiș la sărbătorile creștine, pentru că acolo erau gagici. E timurat de nuri, evidenția unei pirande ce nu mai trece de clasa a patra și își dezlănțuie pornirile hormonale care o face să descopere, ori să inventeze scene erotice cu cupluri între cei ce alcătuiesc universul îngust între școală, Dunăre și două, trei străzi. Călătorește ca într-o expediție cu tramvaiul până văd că, de poate, în centru, la gară, ori spre lacul Sărat, dar în jurul lui se agită o lume amestecată, nestratificată și chiar de-ar fi fost nimeni, nu o mai respecta, pentru că se duce liber la mitocănie, la incultură, că nu-i așa mai tovarăși, cine nu muncește, nu mănâncă. Așa că hai la muncă voluntară, obligatorie, forțată, că ce? Ca să judece muncă? Muncă e doar aia, dezrupe oasele și cazi în letargie. Cei cu capul, dacă scoteau, capul rămâneau fără el. De unde să înveți cinstea când erai angajat dacă cinsteai pe șef, maestru, inginer? Că dreptul la muncă era garantat, dar nu și răsplată. Populația creștea cu cei veniți, cu cei aduși și cu cei impuși. Cei veniți erau fugari din satele pustite, cei aduși erau cu domiciliu obligatoriu, dușmani, ori probabil, posibil dușmani ai poporului. Cei impuși erau șefi, secretari, procurori, milițieni, sindicaliști și marea cohortă a repartizaților în producție, ingineri, profesori, actori. Educația era o activitate proprie, că foarte repede copilul citea falsul fast al organizației de pioneri, care îl incomoda cu pretențiile absurde, să cânte când lui era foame, să joace jocuri și dansuri care nu-i spun nimic, să asculte și iar polologia instructorilor. El se antrena la sărit garduri livezi, la gară după trenuri, la lupte cu derbedei, l-a mințit și făcut farse și era fermecat de lumea părelnică și aurită a bâlciului și mai ales a circului. Circul era o adevărată școală și atrăgea hoardele de copii către fortul și rulotele cu animale, cu trucuri mirifice, cu trăznăi ale clopnilor, pe care nu-i bătea nimeni că au fugit de acasă, că n-au stat la coadă la pâine, că și-arunc cămașa, ori au venit cu capul spart. La circ era altfel, lumea era lume. Cei tari erau tari, cei isteți împingeau prostia. Și ce dacă au adus o pisică să fie hrană la leu și pisica aia era bătrână și nișoare și nu mai avea de unde prinde, că au dispărut berările, brutările, băcăniile, prăvăliile și pentru că acum avem alimentara, prăzar, tractorul și acolo unde scria la gogul și înăuntru aveau carne, acum scria afară carne și înăuntru e gogul. În lumea asta mică, ce cuprindea școala, vecinii, prietenii, nu mai era nicio regulă, decât vorba și urechea la părinților. Ea ieșea asta doar așa, de rușine față de ei. Cum ieșeau pe poartă, își adunau gașca să te ții lume. Se revărsa spre Corso și Strase. Toate somitățile Brăiliței, Chercii, Piscului,
nume celebre în tagma cartierilor, Machelaț, Radu, Pământ, Cotin, Paraipan, Lai, Căru, ori celebrele nuții Buzerești, Mie Alimentara, Ica, Varici, Eta, Orfana, și acum își disputau oare ce teritorii și influenții. Dar bazele Lacul Dulce, Izlaț, Fis, Brăilița erau tot închise. Băieții de asfalt nu frecventau cartierele și erau stroșiți că e de a ieșit cartierul să ocupe corso și ștrase. Cei mai sensibili visau să evadeze oriunde, să scape de invazia grâului, porumbului, de irigații, de mină și ajutor în agricultură. Crescuseră copiii și fără etică creștină și fără niciun fel de morală, cum își doreau să iasă din, acum își doreau să iasă din marsupiu fără fund în care viețuiau. Defilau încete pe ștrase, pe partea teatrului, până la Varice, numele unei cafenele, ori casa cu coloane. Un pendul ce avea la un cap o cafea din care nu s-a mai ghicit, iar la celălalt cap, templul iluziilor teatru. Pe partea opusă mergeau cartierele, iar pe mijloc, al de dumadă, cei adunați să fie lucrători la combinat. Se deplasau în lanț cu tranzistorul la gât, dat la maxim cu muzică de arătură. Băieții de asfalt nu-i bagă în seamă. Ei au defluierat, agățat, lipit fete ce trec cu mers atâțători. Tică Placaj, Ion Nebunul, Costel Frizerul, Dan Actorul, Ricu Bolăceanu, Dumitru Speculantul, Adi Doctorul și mulți alții visează cum vor evada la bucale, ce vor zice purii, cum scapă de armată, cât mai au la seral, cine a făcut figurație în ultima piesă, ce film tare a venit la Pasalatos și cine are bani de un amic. Aviz de viață încearcă să-și o asume prin participări la grupuri de amatori, teatru, estradă, formații de muzică ușoară. Și vor izbuti formația Azur, Orchestra Casei de Cultură, Nicu Alifanti, Scenaclu Panaiti Stratei, că la micuri de agromii mergeau grei, doctori în literatură, și chiar dacă ei nu scriau, erau prezenți să combată impostura unui Valeriu Perianu, Valeriu Bârgău, deveniți azi nume de renume, unul în filozofie, celălalt în poezie și secretar al Uniunii Scriitorilor la Deva. Că la Brăila nu a explicat șefilor săi din armată ce erau domitacele tale, Doamne, și l-au dat afară din armată că ei știau cine sunt domitoci. Gata să se dea la orice, doar se vor putea desprinde din colcoiala de pe ștrase, Costel Frizerul, băiat că frumos, care recita și cânta de cădeau cu afezele pe spate, a subtilizat diploma de maturitate a unui coleg de la Seral, că el nu mai reușea să termine. Și a pus numele și fotografia, a dat la teatru și a intrat. Prin anul 3, Costel, student de frunte talentat, a fost luat în vizor de profesor și s-a descoperit frauda. A fost dezmatriculat, judecat, condamnat. Lui nu-i trebuia examene de limba rusă, de chimie, de biologie. El știa română și gramatică și avea talent. Nu vă povestesc romanul Cuvântul Pierdut. Vreau numai să vă arăt ce lume și unde s-a iscat ideea autorului și cartea sa. Cuvântul Sfânt devenise o vorbă chioară de care își băteau joc activiștii și instructorii pe la orele obligatorii de învățământ politic. În tema romanului, ce poate fi cu greu urmărită dacă nu ai trăit timpurile acelea, autorul se revoarță parcă într-o răzbunare pe ce a fost, este și va fi. Aparent o transcriere a unor experiențe personale, aparent o mărturisire, spun aparent pentru că mulțimea personajelor și a rolurilor acestora sau pe care și le-a rogă, face trimiteri în istoria raiale, a războiilor, în istoria circului și a filmului, este în adins extins această digresiune pentru ca să apese și mai mult pe lipsa cuvântului, pe haosul creat de cei ce l-au negat. Personalul Mareșal Stavarache, bunicul meu era Stavarache, dar el a fost roșior la 7 călărași cu schimb. Personalul Stavarache înglobează caricatural toate calitățile, ori non-calitățile milițianului comandant, vinovat de toate vinovățile proștilor conducători și demnitari. Și se mai auzea prin târg că a murit Enescu, a murit Marati, a murit Contele de Roma, a murit Prințul Ștergăi, a murit Müller, a murit Pana. Ei corgeau, dar nu înțelegeau. Unul după altul s-au stins ultimii reprezentanți a unei aristocrații culte locale,
dotată și educată pentru literatură și art. S-au stins și doctorul Robitu și doctorul Boroș, cu domiciliu obligatoriu la Mizil, și Fanciotti și arhitecții Pedringhel și Ștefănescu, iar în locul lor vin vârfuri politice cu educație de partid și cam atât. Bântuiau pe străzi și aflau cu uimire despre oameni și case, despre întâmplări și urmări ale acestora și în sufletul lor se adâncea golul că din toată splendoarea nu rămăsese nimic. Actorul caută această lume și o recrează din fantezii, din propriile doriți și frustrări. Chiar o localizează pe fosta stradă centrală a urbei, pe actuala stradă Anazlan. Un fel de un om sfârșit al lui Giovanni Papini, dar cu încărcătura din golem. O țesătură barocă în care realul se strecoare ca un fir de aur, scoțându-i în relief pe contemporanii actorului, pe cei care încearcă să se salveze de la pierderea cuvântului, să emigreze undeva, oriunde, care oriunde numai să iasă din această lume care colcăie de toate și a nimic. Teatrul e scena pe care se joacă, care joacă toată urmea. Actorul trezit de impostura diurnă își joacă rolul de actor, fiind la adăpost în spatele rolului și al regiei proprii. Nu se simte nici salvat, nici apărat, se simte ca parte dintr-un conglomerat din care moartea rupe bucată cu bucată. Marea îmbarcare din final este mai mult dorința actorului. Nu iese la rampă, nu salută. La rampă iese care au pierdut cuvântul, atei, materialiști, anticriștii, care speră să se îmbarce spre un ținut favorabil absenței lor totale de la viață. La început era cuvântul, actorul rămâne mut, nu are trag. Se pare că și el și-a pierdut cuvântul în numele tău, cititorile. Un roman care vorbește într-o limbă bogată, dar perceptibilă, ușor de sesizat, dar nu te lasă să alegi, să alergi de la o filă la alta. Te îndeamnă să revii pentru frumusețea imaginii, a cuvântului. Dumnezeu se naște în fiecare odată cu trezirea conștiinței. El este în noi, iar cine avizați îl caută aiurea. E generat și se lăsuiește în supergalaxia din craniu. De aici conduce atotputernic, ca toate țuitori, și pe cale să devină atotștiutor, până la dezintegrarea de sine. Ateul îl neagă pe demiurg, așa cum îl numea Platon pe Dumnezeu, de se neagă pe sine. Își neagă logosul, își neagă evoluția și propria existență. Și am văzut cu toții cum sunt și ce fac ateii cu viața lor și a celorlalți. Ajuns și în pragul destrămării, cei ce l-au ucis pe Dumnezeu, a ajuns să rupă pragurile bisericilor, să tânjească după cineva care să-i salveze. Ei bine, ei cei care se erijau în a fi axa cosmosului, ei cei care biruiau natura, ei cei care dirijau viața și voința milioane de oameni, constată că nu sunt nimic și că n-au însemnat decât fanfaronadă, egoism și animalitatea puterii. Aici greșesc, căci animalul cu cât e mai mare e mai îngăduitor cu cei mici. La Homo erectus e invers. Plin de spaimă, caută tot în afara lor, crezând că pot continua și că pot fi și după moarte. Și că poate și atunci îl vor mitui pe Dumnezeu pentru a-i lua sânul lui Avram. Acum nu le mai ajută nici carnetul de partid, nici aripa ocrotitoare a tovarășului prim secretar sau vici, mă rog, un șef. Oricum mai eficientă, li se pare o emigrare în masă spre lumi de care n-au auzit, ori își băteau joc de cei care sperau în acest. Da, tovarăși, religia e opiu, nu doar pentru popor, ci mai ales pentru voi. Cu credința însă altfel stă treaba. Voi vă îndesați în sufletul omului ca să creadă în gogoșile voastre, ați ignorat divinitatea din om și aceasta v-a învins. Hoarda de personaje din romanul Cuvântul Pierdut, recognoșibile ori simbolice, încearcă în ceasul al 13-lea să se salveze. Cu ironie cinică, autorul îi înșiră pe ei și pe sine ca reprezentanți a epocii de cădere multilaterală a omului. Omul fără cuvânt e omul fără Dumnezeu. Actorul fără replică devine un mit caragios, ori figurant în propria piesă. Iată, actorul personajului roman ne dă replica nu învățată, nu repetată, trăită de el și de noi. Autorul devine unul din personajele romanului.
îi incită pe noi să se mărturisească, le lasă pagini albe în carte să le completeze ei dacă au cu ce. Romanul este o frescă socială în care niciun erou nu devine tipic, cu toate că ei la vremea lor se dădeau a crede că nici soarele nu răsărea fără umărul lor tovărășesc de sprijin. O lume într-o viermuială fără sens, într-o zbatere pe care nu înțeleg că sunt supuși unei soți, dar nu reușesc să-și creeze un destin. Doar el, actorul, se face vinovat că nu-și recunoaște soarta, o detestă și prin propria existență demonstrează că și-a făcut un destin. Oamenii săi nu trăiesc, mimează că sunt vii, sunt prea supuși sorții și măreților idealuri ale societății multilaterale împrăștiate, de aici probabil istoria colectivă a exodului general. O carte despre dispariția cuvântului în care cei erijați în făloase ranguri pline de nimic n-au niciun cuvânt. Ei trebuie să trăiască la limite îngăduite, nu doar de coasa timpului, ci și de genialele indicații ce se revărsau potop spre a le anihila orice îndrăzneală. Cine a trăit epoca de aur, nu doar cu burta și șpaga însușită, cu avariția și aripismul virulent al activistului, îi va da dreptate autorului care cuvântă, nu mimează, el rămâne actor pe scena vieții. Asta am vrut să Așa cum ați observat, domnul Hugo a pus pasiune în această observație despre roman. Eu știu și pasiunea pe care a pus-o autorul, în sensul că atunci când am discutat variante de copertă sau ce să fie pe coperta a patra, a ținut neapărat să fie această poza a lui în diverse... E aceeași poză, dar cu diverse culori. În sensul că a vrut chiar și prin ultima copertă și prin poezia pe care a scris-o Virgil și pe care a ales-o intenționat pentru a fi pe coperta a patra, prin jocul acesta care l-a mai făcut încă o dată colorând divers cuvântul pierdut, ca să mai ducem puțin spre alt univers ideea cititorului, toate astea au făcut parte din jocul actorului, că în fond Dan Moldovean e un actor care și scrie. Și trebuie să înțelegeți că acest roman este o interpretare actoricească a Brăilei în diverse momente istorice ale orașului, cu diverse personaje. Domnul Hugo a pus o focalizare puternică asupra unei perioade numai din carte, dar să găsesc și alte perioade, inclusiv o posibilă perioadă viitoare. Dan Moldoveanu, prin acest roman, arată că poate să scrie profund. Cartea nu se citește ușor, trebuie să ai puțină răbdare pentru a înțelege câteodată unele idei sau unele afirmații care au substraturi. Și atunci, după ce citești respectiva frază, zici, opa, te întorci și începi să... Da, te obligă cumva să fii profund. E o carte pe care așa a vrut autorul să fie. Să fie o carte care să pună cititorul să gândească și să observe posibilitățile a unui univers restrâns brăila, dar din unghiuri diferite. Mie pare rău că nu este și dumnealui aici, pentru că ar fi fost mult mai savuros în a-și explica propria carte, dar așa cum v-am spus, este indisponibil. Da. Cum putea un actor să fie prezent la propria lansare de carte, nu? Asta e un paradox. Bun. Al doilea volum despre care facem astăzi vorbire este un volum de poezie semnat de Virgil Andronescu, care în interior conține desene ale maestrului Hugo Mărăcineanu. Al câtelea volum este? Al 10-lea, da, încă n-a reușit să ajungă la maturitate, mai are încă 8. Din volum, doamna actriță Daniela Antonescu a selectat câteva poezii.
Doamna este actriță la Teatrul de Copii Cărăbuși din Brăila și o să ne citească sau să recite acum, depinde cum s-a pregătit, din poeziile lui Virgil și după aceea ajungem și la autorul Virgil Andronic. Doamnă, vă rog. Bună seara. Bună seara. O să încep cu cel de lapte plutitor. Dați-vă mai tare. Mai tare? Mai tare, mai tare. Nu este greu, dar nici ușor, să vorbești cu nor. Cer de lapte plutitor printre valurile tale, am zărit un nor perindându-se agale. Zi de zi, de dimineață, fie toamnă, fie primăvară, cerul se topește în ceață. Chiar și iarna-l împresoară. Nu e greu, dar nici ușor să vorbești cu nor. Dacă ai imaginație, poți vedea un nor, făcând levitație de la cer până la cer. Rătăcite-ți, nor. Spune în gând ca să mă audă. Cum este la tine cer? E bine? Timpul e timp cât o secundă. Omul e secundă în timp. E firescul veșniciei aici sus. Nu există un răstimp. Nici n-apune ce nu este de apus. Norul tot plimbându-se agale peste cer de lapte plutitor îmi răspunde iarăși la întrebare cu o idee ca de nor. Vremea-i vreme pe aici, omule întrebător. Ale voastre vremuri sunt, nu sunt, ca voi oamenii, tot mici. Ce nu pot să vadă ceața rătăcirilor din fapte săvârșite pe pământ? Da. Să vorbești cu un nor nu e ușor. Mulțumesc. Ce mai vreau să observați este coperta întâi, pentru că aici este un fragment dintr-o pictură semnată de Walter Mărăcineanu, Pogorârea la iad. Nu, nu, Walter Mărăcineanu. Walter Mărăcineanu. Deci aici e viitorul, înăuntru este prezentul. Da. Și pe coperta a patra se găsește și o poză unde o creație a doamnei Florentina Giol, cum sunt și cele trei prezente aici, pentru că autorul nostru, Virgil, a fost inspirat din aceste tipuri de cusături și i-au dat gânduri de creație. Din acest motiv avem expuse și aceste trei modele, da, trei modele, machete de haine, hainele se pot purta. Și din acest motiv există și această poză pe coperta patra, pentru că au fost, să zicem așa, un element al inspirației autorului. Despre Virgil Andronescu, în carte veți observa că există un cuvânt înainte semnat de domnul Viorel Coman, care este prezent aici și care, dacă vrea să sintetizeze două, trei idei despre carte, cu dragă inimă îl ascultăm. Domnul Viorel Coman este, așa cum știți, profesor, critic literar, membru al unui scriitor. Acum? Acum, un minut doar. În urmă cu vreo două luni și ceva, domnul Andronescu mi-a zis că va avea loc la finalul lunii noiembrie o lansare de carte. M-am bucurat, evident, știind că este o carte publicată în primăvară, cu o prefață pe care am scris-o cu mare plăcere și cu mare îngândurare, dacă mi-e permis să formulam. De atunci nicio veste. Am stat așa, zic, băi, poate dă un telefon să spună, să vin, să nu vin, poate am deranjat cu ceva, poate... Mă rog, virgilisme, zic eu așa, comportament așa ușor. Dar azi l-am luat de mână pe domnul Mărășanu, suntem onorați că marele poet este la Brăila și este aici prezent. Zic, hai domnule și noi în lume, să vedem ce se mai...
ce mai scrie lumea, ce mai gândește lumea. Lumea mea, evident. Domnul Virgil Antonescu, în mod cert, deci vorbesc așa, oarecum din amintiri, pentru că nu mi-a spus că voi mă pun. Domnul Andronescu este poet sigur. Are suflet de poet. Fondul este evident cu alonjă adâncă între ale poeziei. La capitolul formă sunt niște nuanțe, pentru că versul liber practicat de poet dă impresia de prozaism, spontaneitate, confesiune, fără disciplină lirică. Versul liber sugerează o anumită lejeritate la îndemâna orgui, la urma urmei de a scrie poezie. Poeții însă de anvergură cultivă versul liber, dar așa plombează textul și cu, și cu poezii strunite exemplar din punct de vedere prozodic, măcar pentru a arăta că știu cadența, canonul, ritmul poeziei, chiar în stil clasic. Nu e cazul aici. De ce am spus că domnul Andronescu este poet cu alonjă adâncă? Literatura română, ca toate literaturile romanice, este o literatură dominată de mitul matern. Și în Franța, și în poezia franceză, și în cea spaniolă, și în cea italiană, veți găsi ca matrici generatoare de text, de texte mari, o să spun, mitul matern. Adesea cu, tangență creștină. De vreo 2-3 ori în literatura română, avem și o altă ipostază, mitul patern, mitul tatălui. Prima operă care evocă mitul tatălui este, evident, este Moromeții, să zicem. În rest, mitul matern domină și la Coșbuc, și la Eminescu, și la Goga, și la Ioan Alexandru, și la Blaga, și alții. La Virgil Antonescu, deci, domină mitul patern. Extrapolând lucrurile, vom spune că poezia sau izvorul poetic, elementul care pulsează, generează, dezvoltă lirism, vine din revolta creatului împotriva creatorului. Aceasta este metafora, aceasta este ecuația esențială care dezvoltă lirism la Virgil Andronescu. După aceea, tema bolii, tema suferinței, tema unei anumite jelanii, tema unei anumite confesiuni dureroase, toate decurg din această revoltă, fie răspicată, fie ascunsă, a creatului împotriva creatorului. Există o nostalgie a perfecțiunii umane, sau a conștiinței imperfecțiunii, de fapt, ca o rană care naște, era să zic supurează, dar nu e prea, cuvântul nu este prea estetic, naște poezie. Izvorul poeziei lui Virgil Andronescu este suferința venită din conștiința unei ființe imperfecte. Acum, care ești perfect, ridică două degete, dar așa. Glumesc, evident. Dar sentimentul imperfecțiunii poetului este categoric cu un bemol mai adânc decât sentimentul imperfecțiunii celor care știu eu, o ascund, o mimează, o disimulează, o ștrangulează, etc. O disciplinează, de fapt. Virgil Antonescu își spune răspicat suferința. Și o spune răspicat fără nicio emfază, fără nicio prejudecată, să zicem așa. Există în literatura modernă, să zicem, o carte
a unei scriitoare, a unei femei, unei scriitoare americane, Susan Sontag, Boala ca principiu al creației. A fost la noi tradusă în anii 90 și e o carte celebră, dar e o carte care se axează pe, sau mă rog, pornește de la, problema suferinței și a bolii la Thomas Mann. De acolo derivă toate chestiunile și arată că boala este sau poate fi izvor de creație, izvor de, de valoare literară, cu niște condiții, cu niște criterii ce țin de, conștiință estetică. Fără acest concept, boala e, mă rog, e bolire, nu? E jurnal deghizat, fără valoare, etc., etc. Dar când ea atinge metamorfoza estetică, în mod cert, boala e argument poetic. Virgil Andronescu, în mod cert, face parte din seria aceasta a celor atinși parcă de o aripă nu neagră, dar oricum o aripă grea a suferinței, pe care și-o cântă, vă rog să remarcați că are voluptatea suferinței, a ajuns la o, anumită, o anumită voluptate, o anumită plăcere de a suferi, și-o exhibă cu o anumită voioșie, fără să, riscând foarte mult, să nu mai devină un poet tragic. Atâta suferință cât sugerează Virgil Andronescu ar trebui să-l facă un poet tragic. Sigur, un ochi atent vede intarsiile, semnele tragice, dar fundamental nu sunt versuri care să, zguduie, așa, shakespearian vorbind, sau mă rog, eminescian vorbind, conștiința. Rămâne așa, liricoid, în ape călduțe, dar spunând tare că el suferă. Levitații și căderi este un titlu adecvat, un titlu potrivit, un titlu bine ales. Cred că are sfătuitori buni în a... în a-și contura universul sau ordinea poeziilor, mi-ar fi plăcut, nu ascund acest lucru, mi-ar fi plăcut ca, să existe, nu știu dacă obsesia, voluptatea formelor lirice perfecte, cadență, măsură, ritm, muzicalitate, o anumită curgere, cam fluidă, lent, așa ca mierea ținută la frig. Alături de poezii scrise spontan, scrise din durere. Că așa, acesta este izvorul poeziei lui, Virgil. O observație iarăși de o anumită radicalitate. Am remarcat inegalitatea poeziilor. Unele din ele sunt poezii publicabile, de prima mână, iar altele sunt, să zicem așa, ciorne, sau poezii care ar putea fi de laborator, ar putea să rămână în laborator, sau chiar cenușă. Arghezi spunea că orice poet serios are în camera în care scrie și vatră, vatră de ars manuscrise, în sensul ăsta. Arghezi, însă, e altă mâncare, altă plachie, da. Virgil Andronescu scrie tot ce publică. Acest lucru poate să fie interesant. Nu, scuze, scuze, vă rog, vă rog, vă rog. Publică tot ce scrie. Hey. De regulă eu când fac acest păcat, când vorbesc, mă gândesc departe. Ce o să spun peste 2-3 minute. Mă rog, cam așa să... Mulțumesc. Deci, mulțumesc pentru că sunteți atenți. Virgil Andronescu...
publică tot ce scrii. O fi bine, nu o fi bine, din punct de vedere al poetului care dorește să aibă sau să lase o operă, nu este ireproșabil. Dar din punct de vedere al unui jurnal, al unui om, care și-a trăit condiția de plin până la capăt, este memorabil, exemplar, foarte bine. Este e un poet care publică tot, aluvionar, aș spune, să zicem așa, un roman aluvionar, cel mai romanul exemplar, sau cartea exemplară ca și cartea aluvionară, este Marin Preda, cel mai de pământeni. Acolo nu e nicio legătură cu Moromesi, carte diamantină, carte șlefuită până la perfecțiune. Tot ce... Da, da, da. Tot ce vine în conștiință e flux și este valabil și este, deci, aluvionar. Cu gudroane, cu clavie, cu tulbureală, cu tot ce trebuie. Un mod de a gândi, un mod de a gândi proza la Preda. Ei, ceva în genul ăsta are și domnul Andronescu. E bine că are inspirație. Nu are inspirație. El, la Virgil Andronescu nu putem vorbi de inspirație. Ce spune? Nu are inspirație. Să rămânem gravi și serioși. Nu, dincolo de glumă, rămânem serioși în zona... Suntem în zona unui poet, la 10-a carte, un poet care bate la porțile consacrării la nivel de unea scriitorilor. Nu are... știința alcătării dosarului de scriitor, n-am ce-i face, asta e. Nici nu vrea să învețe, asta e altă problemă. Oricât ei spune cum trebuie, tot cum știe el face și face mai puțin bine, mă rog. Principalul este că e un poet autentic, un poet cu fibră poetică, un poet care dă culoare, să zicem, poeziei locale la Brăila, purcușit din zona Teleormanului. La Brăila e o voce atipică, atipică oricum, nu seamănă cu știu eu, busuiacele noastre lirice de pe aici. E altceva și trebuie să luăm ca atare acest altceva. Fără să fiu prieten cu Virgil, fără să ne plimbăm pe regala cot în cot, eu sunt cititor de... I-am citit toate cărțile, de la ceea cât buletinul până la primele cărți, publicistica, categoric e un poet cu trăire, un poet care are zestrea lirică fundamentală, marele semn al poetului autentic, dar care, trebuie să spun, trebuie să învețe până la capăt știința de a compune volume, știința de a renunța la ceea ce este imperfect. Adică, dacă el are conștiința imperfecțiunii, cred că și la nivelul poeziei, poezia imperfectă merge să trăiască în volum ca și ființa. Ei, nu-i chiar așa. Poezia are alt canon și încă ceva, ea-și mai pretinde ca viitoarele volume să fie orchestrate. Adică nu puse la întâmplare poeziile, într-o ordine cum îi vine, ci care să compună ele însele într-o anumită ordine, o anumită filozofie a creației. Cartea aceasta, Levitație și Căderi, e o carte interesantă, e o provocare lirică foarte interesantă, profundă, în sensul acesta vreau să spun. E o carte care amăgește pe cititor, îl atrage în zona profundă a lirismului, îi dă și gust amar, îi dă și gust dulceag și tot ce derivă dintr-o carte de poezii care putea să fie excepțională și este doar foarte bună. Primește din partea mea felicitări, că așa se cuvine să spun și sunt sincer când spun asta. I-am scris prefața cu plăcere mare, dar și cu speranța că viitoarele volume vor ilustra un poet reflexiv până peste marginile admise ale propriei condiții. Vă mulțumesc foarte mult!
Cu drag. Interesant volumul lui Dan Ogoveanu. Da, o secundă. Vă rog frumos, luați-l în serios. E un prozator de... Zic și eu, foarte curajos. Dar acum, după război, vorbite să... Dar scrie, moșă! Scrie și tu! E libertate, exact. Te rog frumos! Scrie... Păi nu poate de poezie. Dar, nu, dincolo de observația răutăcioasă a colegului, Dan Oldoveanu ilustrează un tip de proză brăileană derivat din patima lui Strati, cu acces la parabolă și la viziune, viziune kafkiană asupra unei brăile pe care, de care ne-am lovit cu toții, o simțim, o respirăm, o transpirăm, mă rog, suportați-mă în replica mea, așa, care ne incomodează, iar el este singurul din cei care, care zăbovesc pe pagini scrise, care, deci care o și, îi, dă, îi dă contur. Este singurul. Scriu destui proză brăileană, proză este brăila, vreau să duc, așa, proză mare scrie și Valentin Boba, dar nu este brăila. În cazul... Da, nu, vă rog, e altă... Aici e brăila. E o, o nevroză a brăilei, ca și în romanul precedent. O brăilă nevrotică de o valoare excepțională. Și trebuie citit ca poet al, unei, al acestei nevroze a brăilei. Domnul Hugo a prins ceva, dar în stilul lui pitoresc, epic, așa, nu a făcut referire la personaje, la situații epice, doar a voalat, a prins codul romanului, dar l-a prins categoric foarte bine. E o carte de citit cu mare atenție. O foarte bună carte. Vă mulțumesc. După această intervenție a domnului Viorel Coman, trebuie să reținem doar trei aspecte importante legate de Virgil Andronescu, de această carte primoară a, a domnului Dan Moldoveanu. Sunt total de acord cu ce ați spus. Este într-adevăr o carte mare și se citește, o carte profundă, l-a consumat pe autor. Iar despre domnul Andronescu trebuie să înțelegem esența, da? Să renunțe la virgilisme, să scrie tot ce publică și culcușit din Teleorman. Deci ar fi... Are deja trei titluri viitoare, așteptăm să le atace. Din nou, doamne... Mă cer scuze, deci apropo de replică. Replică la replică. Să zicem așa că suntem frecventatori de Facebook. Să zicem, nu e adevărat, dar mă rog, să zicem. Azi Virgil e la Odaia. Da. Mâine e la Turnul Severin. Auzi că e la Corabia undeva, nu știu ce face. La Osmanu. Nu, nu, nu. Trece o zi, trec două, la Osmanu, la o întâlnire cu. Da. Afli că e la Dunăre cu poeții, se plimbă pe malul Dunării, nu știu ce. Auzi că e la Tulcea după aceea, a treia zi. Deci e, e un, un navigant, e o... Are bani, domnule. Da, da. O bani, deci are o nestatonicie a unui loc anume, o, are ceva de pește care urcă și coboară pe Dunăre, e Casturion, așa? pentru că în jurul Dunării e Galați, Tulcea, limita... Dar nu-i chiar așa? Nu, nu-i Sturion, așa este, așa este. E plătică, e plătică măruntă. Și în jos, până spre, până spre Turnul Măgurele, Turnul Severin. Peste tot îl vezi de o mișună. E foarte interesant cum mai mult pe drumuri stă și mai puțin eu așa îl văd. Domnule, ia-l pe Blaga pe masă și stai cu coatele până se înroșește pagina. Stai o zi pe Rilke, a treia zi în loc de Teleorman. Ia-l pe Bacovia. Ia-l pe Bacovia, că e bacovian fundamental. Fundamental, firea lui e de bacovian, categorie. Etc., etc. Și va ajunge și el 90 de ani, nu? Da, da, de ce? Am rugat încă o bucată de Virgil.
Zidirea în singurătate. În fiecare dimineață îmi beau singurătatea dintr-un pahar de carton cu cafea exagerat îndulcită, viața fiind exagerat de amară. Cu fața la răsărit privindu-L pe Dumnezeu în lumina ochilor. Dimineață de dimineață, de roșu portocaliu pe banca preferată din parcul pustiu al caporalului Mușat. Trag din țigara așteptărilor, iluziilor, speranțelor, ridicate pe fum de ruină la cer. Pe încredere beau. Pe încredere și fumez. Scriu pagină după pagină cartea dezamăgirilor. Imaginez cum ar fi fost dacă aș fi fost iubit și mângâiat de propria-mi iubire, dăruită risipirii. Cer socoteala acestui meșter Manole ratat pentru felul în care a construit lumea, pentru zidirea între pereții acesteia. Mulțumesc! Da, urmează? Vreți să spuneți ceva, domnule? Fiind a 10-a carte, ești un studion matur. Vreau să încep prin a mulțumi tuturor că sunteți astăzi aici alături de mine. Cu cuvintele tale, sigur. Da, da, nu le găsesc la tine. Hai că vă trezim. Mulțumesc colegilor de la Litera 13 care sunt aici. Mulțumesc domnului profesor, mulțumesc domnul Mărășinaru, publicului și domnișoarei Adriana Anghelache, care le-a interpretat și le-a pus cu un DVD această carte. Și apropo că azi la turnul Măgurele, mâine la Brăila și voi răspoi bine la Cara Severin. Adică îți place și folclor. Da. Am zis. Aceste drumuri le... Ești ca să te mai... Sunt nevoie să le fac din motive personale și... Foarte bine. Ești și ca să te mai... Și mă bucur că astăzi că alături de mine este și domnul Gângilescu de la turnul Măgurele. Care n-a venit singur. Stop! Dragii mei! Am făcut o surpriză lui Dirgil. În două cuvinte. Mai întâi au fost doi cantonieri. Bunicul și bunica lui Dirgil. 11 copii din care au trăit 7. Cum o fi trecut trenul pe la miezul nopții și s-a mărit natalitatea? Da sau nu, nu se știe. Cert este că Gabriel Andronache este la 77 de ani, 4 copii din care trăiesc 2, mecanizator agricol a pornit ca studii în viață, soția, mama lui Virgil, ambalatoare la mobilă, la fabrica de mobilă și cu mare greutate au făcut ca toți copiii să fie cu car. Din greu. L-am adus pe Gabriel Andronache, cel de 77 de ani, ca să stea la semicentenarul lui Virgil. Pentru că am să învățe că la centenarul unul din ei nu o să fie. La mulți ani! Deci astăzi este ziua lui Virgil, ele Gabriel să trăiască băiatul, să trăiești și îmi pare bine că ai pus cu minte, nu m-ai deranjat în mașină. Te rog să iei loc. Deci iată părinta lui Virgil. Iar în ce mă privește, i-am făcut și eu o surpriză. Constând în suferința ca un destin.
Mi se pare că, de fapt, nici măcar nu ar fi trebuit să apară. De aceea, uneori, nu mi-e frică de viață. Nu mi-e teamă de moarte. Dar urăsc, în secret, tot ce e bun, tot ce e rău, căci ce vină am eu că n-am fost prezent când s-a împărțit belșugul la oaspeți? Pentru că mie mi-a revenit doar o bucățică de har. Nu știu de unde. Nu știu de unde a venit, nu știu cine mi l-a dat. Cum de s-a mulțit. Știu doar atât. Am versul, uneori și rima, în carne, în sânge, în gânduri, în vise. Vorbele nu m-au strâns niciodată. Niciodată, nici când. Cu ele am râs, cu ele am plâns, iar vieții îi fac față oricând, fiindcă sunt un poet pe deplin programat de destin. La mulți ani! Nu ne aparțin. Cade timpul peste mine. Avalanșa mi-ies de iarnă. Timp ars precum o toamnă care vine, pleacă. Nici prezentul nu-i decât o clipă în sine. Nestatornic sunt și eu. Ele muntele încremenit în trecut și în viitor. Nici de cum nu mi-aparține, iar eu nu-i aparțin. Vine, trece, vine, avalanșă, doar de chin, de pe muntele promis, după toamna care timpul a început să curgă, de din ziua de proscris, viața a început să se prevale până în sfârșit, ce nu e vis. Vă mulțumesc mult! Se simt cei 50 de ani. Domnul Negruț, am înțeles că ați pregătit niște epigrame. Vă ascultăm. Un sărbătător cu o operă deosebită. Așa. La mulți ani, în primul rând, pentru vârstă, și este o carte deosebită care m-a impresionat, vă spun, tot deosebit. O conexiuni, patrii, conexiuni patronimice. Viitorul morții noastre pare undeva stupid, presupun privind la astre, Andronescu-i android. Conexiuni morbide. Un amor nebun cu moartea, cum mai poți să ții la viață când îți mai deschizi și cartea chiar cu mortul în prefață. Temei mortale. Sinuciderea e bună în iubiri ce trec mereu. Totul pare o minciună, vinovat e Dumnezeu. Noaptea minții. E fantomă, hăul cască. Fără tată, fără mamă, că ce îl face să trăiască, practic, ca o hologramă. Și fără suspendare, deci fără levitație, așa. Cu pogorârea la ea dată, ai spune sigur, nu-i ateu. Volumul doar cădere arată, deci cartea-i fără Dumnezeu. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, vă. Felicitări pentru cărți și la bibliotecă astăzi. Acum este o lansare, e o mare realizare și îl fericit umil pe Andronescu Virgil.
Și încă una la lansare. M-aș mai umili puțin, căci eu sunt un tip uman, dacă aduceam un vin de acolo, din Teleorman. Mulțumim, domnule. Da, și o să încheiem tot în doamna, tot cu poezia lui Virgil Andronic. Da, se numește Între ochi și peretele alb. Unde-i cămașa mea de forță? Unde-i cămașa mea de forță? Arde pe tine, mi se spune, ca o torță. Asta e cămașa mea de forță din care am urmărit șocat, prin lentila camerei de filmat, doi oameni ce nu se cunoșteau. În cămășile lor de forțe, aprinse ca două torțe, au fost împrieteniți de domnișoara frumoasă Adnana. Nici o rudenie cu regizorul X. Regizoare de forță! Revin! Ambii vorbeau. La început doar pentru ei și numai separat. Cu și despre Dumnezeu, despre forțe, cum că îi ajută, că nu îi ajută. Unul contraataca cu știința și cu teoria în creier. Celălalt cu el în suflet, cu credința și cam atât. Amândoi trec prin fața camerei de filmat, prin fața zidului de ospiciu, zid alb. Se contrazic argumentat. Dezgoliți de cămășile de forță, încătușați în filozofii profunde, arzând ca niște torțe, reflexii, expresii, idei. Până la urmă, ce a urmat, a urmat. S-au împăcat aducând ploaia și ursul Gustav, un tezaur. Ofrandă vizătoarei, temătoarei de bătrâneți și de moarte, ei, regizoarei. Arzătoare ca două torțe, condusă la un tric de forțe. Idee după idee despre oameni normali, descarcerați din cămașa de forță, viețuind între aparatul de filmat și peretele alb de spital. Unde e cămașa mea de noapte? Cine sunt ei? Cine suntem noi? Regizoarea lucrează la o poveste de viață. Adevărul e complex? Adevărul e banal? Defecțiune tehnică! Ochii mei nu mai văd la distanță. Ochii mei verzi căprui nu mai văd nici aproape. Nici memoria devastată de tristețe, anesteziată de N ori în N ani, nu-și mai amintește secunda care tocmai a trecut. Nu sunt supărat, dar... Intrați! Nebunii sunt afară! Mulțumesc! Vă mulțumim pentru participare, cărți și o mică tratație găsiți pe hol, autografe, sper să nu fie emoționat autorul a le da. Nu mă mințile, este și ziua lui. Da, de tocmai asta, da. Haideți! Încătați, vreau! Dați, domnul, doamna... Suntem obosiți. Cântăm în privat. Imaginează-ți de ce că am cântat mulți antrele astea! Exact! Mulți antrele astea! Toată lumea a cântat mult! Stai frumos, ca să facem toți ca lumea. Da, e o oră. Uitați acolo.
Așa, da, bronzul. Nu vă dați să ieșiți în vizionare,
Doamna Buntea, doamna Antonescu, ce faceți acolo? Stau la cot? Adriana, ce facem aici? Hai la cot, hai la cot, hai la cot. Mă iubiți cât de tare, mă iubiți! Nu trebuie să vedeți!